emoții pentru cei peste 146.000 de elevi din clasele a 12-a. De astăzi începe febra simulărilor examenului de bacalaureat. Prima probă e cea la limba și literatura română. Liceenii se tem de dificultatea subiectelor. Raluca Mândoiu ne spune care este motivul. Bună dimineața, Raluca, te ascultăm. Bun găsit! După ce liceenii au văzut ce subiect au primit la simulare, elevii de clasa 8-a se tem evident că vor primi subiecte la fel de dificile, pentru că a fost un grad mediu de dificultate la evaluarea națională, însă unii dintre ei se culcă pe o ureche și spun că în vară cu siguranță subiectele vor fi mai ușoare. Sunt însă și liceeni care s-au pregătit foarte bine și abia așteaptă să vadă la ce nivel sunt, să își testeze capacitatea. Astăzi este proba la limba și literatura română, mâine cea la matematică sau la istorie, iar miercuri proba la alegere a profilului și pentru cei care susțin proba la limba și literatura maternă, aceasta este programată joi. Accesul se va face în săli până la 8:30, la 9 fix în această dimineață vor primi subiectele, iar din momentul respectiv au la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele. Apoi toate lucrările vor fi scanate și vor fi corectate în sistem digitalizat, ceea ce înseamnă că vor ajunge la 2 profesori din județe diferite față de cel în care studiază elevul respectiv. După ce vor primi rezultatele, mai exact în data de 15 martie, Ministerul Educației a cerut cadrelor didactice să aibă întâlniri cu elevii, cu părinții, cu profesorii, consilieri și cu inspectorii, astfel încât să analizeze rezultatele și să vadă ce se mai poate face până în vară, atunci când liceenii vor avea de susținut bacalaureatul.